Fostul premier Ludovic Orban mărturisește că suferă pentru faptul că Virgil Popescu nu mai este ministrul economiei. Orban a subliniat nevoia ca toate programele de sprijin pentru mediul de afaceri începute în mandatul său de premier să se operaționalizeze și să se implementeze cu viteză maximă. Aflat în vizită în Mehedinți, liderul Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, și-a reafirmat sprijinul pentru Virgil Popescu, președintele PNL Mehedinți și actualul ministru al energiei. Orban a ținut să sublinieze buna colaborare pe care au avut-o cei doi în perioada în care era premierul României, iar Virgil Popescu ocupa funcția de ministru al economiei. Relația mea cu PNL Mehedinți e o relație extrem de apropiată. Știți foarte bine că Virgil Popescu a fost unul dintre cei mai apropiați colaboratori în guvernul pe care l-am condus. Deci chiar a spune câteva cuvinte, sufăr pentru faptul că n-are în continuare Ministerul Economiei. Pentru că realitatea este că în următorii ani, cum se zice, all is about economics. Este vorba despre economie. România are o oportunitate de dezvoltare extraordinară, care este provenită din foarte mulți factori, dar și din faptul că România va beneficia de finanțări cum n-a mai beneficiat de-a lungul istoriei moderne. Pentru noi este foarte important ca toate programele de dezvoltare economică, toate programele de susținere a mediului de afaceri să se operaționalizeze, se implementeze cu viteză maximă. Președintele Camerei Deputaților a adăugat că prioritatea maximă o reprezintă derularea proiectelor de investiții începute, precum și pregătirea următoarelor proiecte de investiții. În acest sens, trebuie pregătite autoritățile și sprijinite companiile. Noi avem nevoie de dezvoltare economică. Același lucru, ca prioritate, avem punerea în derularea cu viteză maximă a proiectelor de investiții începute și pregătirea cât mai rapidă a proiectelor de investiții următoare. Gândiți-vă că o să avem un front de lucru cum n-a mai existat în România ca și investiții publice din toate finanțele pe care le avem și trebuie să pregătim pe de o parte administrația, companiile care sunt implicate, de asemenea mediul privat să-l susținem pentru a putea să realizăm în condiții optime toate aceste investiții enorme care vor fi făcute în România. Fostul premier a făcut referire și la infrastructura agricolă, arătând că lucrurile nu sunt chiar așa cum au fost prezentate. Orban a subliniat că este nevoie de un sistem de irigații, de drenaje, de desecări, ceea ce este fundamental pentru a asigura fructificarea potențialului agricol și mai ales securitatea alimentară în condiții de schimbări climatice evidente.